Să-i zicem fx de la forkx. Să pun aici codul. Ah, ceva e ciudat aici. Cum a făcut paste, dar nu e nicio problemă. Îl rezolv îndată. Bun. Haideți să indentăm cod, că acum nu se mai înțelege nimic aici. Cred că VI a continuat comentariul ăla de la sine putere. Bun, asta e codul. Ce face codul? Face fork. În procesul foo rulează exec. Am să schimb căutarea execului ca să afișeze mai puține chestii. Da? Aici să zicem că părintele va zice ceva de genul waiting for grep to finish. Și acum părintele să zică un done. Ok? Ca urmare, ce se va întâmpla aici este în felul următor. Părintele creează un proces foo. Foo rulează exec. Ca urmare, deși foo inițial este o copie a procesului părinte, adică are același cod ca aici, după execuția comenzii ăsteia, în foo va fi doar codul comenzii grep. Părintele însă va rămâne cu codul lui și va aștepta să termine foo și după aia va tipări done. Haideți să-l rulăm. Compilat, rulat, waiting for grep to finish, done. Și acum, dacă ați înțeles treaba asta, aș vrea să-mi scrieți de ce mai pun exitul ăsta aici. Am nevoie de el. Dacă am de ce, și dacă n-am, de ce? Ambele răspunsuri pot să aibă argumentații. De ce mai pun exit acolo? Ca să nu fie un proces zombie, pentru cazul în care nu poate executa grep-ul. Bun. Răspunsul lui David e corect. Dacă grep nu este în path, da, exec va rata, nu va funcționa. Ca urmare, nu va înlocui acest cod cu codul lui grep, pentru că nu îl găsește în path și nu știe cine e grep. Va continua cu următoarea instrucțiune. Dacă instrucțiunea asta nu este exit, și fiul va veni aici și va executa aceste comenzi, care în acest caz nu sunt problematice, dar în alte situații pot fi. Și nu vreau ca fiul să execute alt cod decât cel care este menit să-l execute. Deși exit 1 este inutil dacă execul se execută cu succes, am să vă rog să-l puneți ca să nu aveți surprize. De ce exit 1 și nu exit 0? Pentru că aici se ajunge doar în caz de eroare. Ca urmare dăm exit 1. Stați așa că m-am pierdut în mesajele voastre. Acum, The Punisher a zis că folosim exit-ul ca să nu fie un proces zombie. Nu e corect. Exit-ul doar oprește procesul. Faptul că procesul rămâne ca zombie sau nu,
nu este influențat de exit. Procesul nu poate influența ce se întâmplă cu el după ce se termină. Sistemul este cel care îl ține în zombie sau nu. Pe urmare, pui exit ca fiul să nu execute codul ăsta în caz că execu crapă. Dacă fiul devine zombie sau nu, oricum va deveni zombie pentru poate o microsecundă. Dar starea lui de zombie este controlată de acest wait al părintelui. Deci nu, ca să nu devină zombie. Să văd ce ați mai scris. Aici nu mi-e clar. Nu ar deveni proces zombie dacă nu ar avea exit. Din nou, nu. Exitul nu omoară un zombie. Zombie este ce se întâmplă cu un proces după ce dă exit. După ce dă exit și până când părintele cheamă wait, el e zombie. Noi nu evităm starea de zombie. Noi evităm starea de zombie prelungită chemând wait. Starea de zombie va exista întotdeauna pentru poate și o microsecundă, da? Dar ce noi vrem să evităm este o stare prelungită de zombie care să blocheze ID-uri de procese. Deci exitul nu previne zombiul. Și aici, dacă nu e clar și să aveți încă sunteți confuși cu treaba asta, vă rog scrieți întrebări ca să le rămurim până la capăt. Așa. Bun, aparent v-am convins. Și n-am să trec la secțiunea următoare, pentru că aia o să rămână pe data viitoare niște exemple cu Fort. Dar ce vreau să vă spun este că ce vedeți aici este exact ce face Bash. Deci eu când rulez aici ls, Bash a executat exact ce vedeți aici. Citește linia mea de comandă. Află că vreau să rulez comanda ls, face fork, în fork cheamă un exec cu ls, ls și null. Null se pune ca să se marcheze unde se încheie lista de parametri. Da? Deci face exec lp ls, ls, null și după aceea așteaptă să se termine. Forkul ăsta creează practic un alt proces, fiu al lui Bash, care conține exact codul lui Bash. Deci eu când am dat ls, pentru o microsecundiță, am două programe, procese Bash, pe care nu le văd, două procese Bash cu același cod, dar fiul execută imediat exact lp și codul fiului, care este Bash inițial, este înlocuit cu codul lui ls. După care, Bash-ul părinte, care continuă să-mi citească linia de comandă, așteaptă terminarea fiului și apoi îmi afișează din nou linia de comandă. Deci mecanismul pe care îl vedeți aici este folosit de noi aici într-una. Bun, cam aici aș vrea să mă opresc astăzi cu materialul și aș vrea să știu dacă voi aveți întrebări. Scrieți-le ca să vă pot răspunde. Dacă nu, voi întrerupe. În lumea reală, codul de retur de la procese se ignoră în general sau trebuie scris cod și pentru el? Și cum se complică codul? În lumea reală vei vrea să știi. Deci dacă dai drumul la un în lumea reală, când tu scrii o chestie care rulează pe undeva prin producție și contează corectitudinea, da, dacă dai drumul la un proces, vrei să știi dacă vrei să știi cum s-a terminat. Acum, tu poți să verifici, când dai drumul la un proces, tu poți să verifici da, numai o clipă.
Leona Cleona. Tu poți să verifici codul directorului exec și să afli dacă exec, și aici e un lucru important. Tu poți verifica codul directorului exec și să afli dacă exec s-a executat cu eroare. Ceea ce înseamnă că programul ăsta nu s-a încheiat. Da? Dar, adică nu s-a executat. Dar exec poate să se execute cu succes, programul ăsta se poate executa, dar programul ăsta să dea cod de retur de eroare. În cazul în care nu găsește ce zic să caute, grep va da eroare. Da? Cod de retur de 1. Și atunci ai vrea să obții acel cod, da? Să zici, băi, am dat drumul la grep, dar n-a găsit nimic și atunci a trebuit să fac ceva. Și mă tem că aici, chiar aici, găsești exemplu, uite, un pic mai jos. Uite așa arată. Deci în loc să pui 0, pui un weight de un int, da? Îl ai în notiță. Și după aia, așa obții codul de retur din acel int. Pentru că codul de retur e doar un byte. Și tu îi trimiți un int și ăla va mai conține câte ceva. Ăsta îți dă doar codul de exit. Bun. Cu asta am încheiat cu Răzvan. Bash e scris în C. Presupun că da, dar n-ai decât să te uiți pe GitHub la codul sursă și te vei prinde. 100% e scris în C. Deci exit n nu omoară zombie. Dar dacă nu-l punem, rămân zombie corect, trebuie mereu... Nu, 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 nu. Să nu ne încurcăm. Sunt două aspecte. Terminarea procesului fiu și oprirea lui din starea de zombie. Procesul fiu se va termina și fără exit. Ok? La un moment dat se va termina. Problema este că dacă nu-i pun exit aici, haideți să ne uităm. Dacă nu-i pun exit aici și execu crapă, procesul va fi, fiu va continua cu codul părintelui, nu? Pentru că va fi, procesul fiu este o copie a părintelui. Dacă exec nu reușește, procesul fiu rămâne cu acest cod și dacă nu are aici exit, după ce termină ce conține if-ul, continuă cu astealte. Și eu vreau să previn treaba asta. Nu vreau ca fiul să execute alte instrucțiuni decât cele pe care îi le aloc, care îi le scriu. Și atunci, exit îl folosesc în procesul fiu ca procesul fiu să se oprească după ce și-a terminat instrucțiunile care vreau să le execute. Atât. Exitul doar previne fiul de la a continua cu instrucțiunile părintelui. Wait este treaba părintelui și wait este cel care, dacă vrei, omoară zombiul. Fără wait, procesul fiu va sta în stare de zombie până se termină și procesul părinte. Dar uneori procesul părinte nu se termină, cum ar fi cazul serverului anterior, care era un while infinit. Ăsta nu se termină. Și atunci trebuie să găsești soluții pentru acel wait. Că altfel acești zombie vor trăi pe veci. Bun, să vedem. Dacă exec lp dă cod de eroare, atunci e echivalent... Dacă exec lp dă cod de eroare, atunci e echivalent cu exit de codul de nu. Dacă exec lp dă cod de eroare, pe care noi îl ignorăm aici, pur și simplu îi returnează un minus 1. Ăla e cod de eroare al exec lp. E o funcție care nu a reușit să facă ce a vrut să facă și se întoarce în minus 1, pe care noi îl ignorăm. Și după aia vine aici. Deci se ajunge la exit. Dacă exec lp însă are succes, tot codul ăsta dispare. Și în locul lui este pus codul de grep. Inclusiv exec lp dispare. Și se execută codul de grep. Bun. Cu un singur wait putem omorâ mai mulți... Nu, doar unul. Wait așteaptă după un proces fiu să se încheie. Și atât. Ca urmare trebuie să chem atâtea wait-uri câte forcuri. Acum am înțeles. Mulțumesc. Perfect. Alte întrebări dacă mai aveți, vă rog. Mai sunt 4 minute mari și late.
Putem adăuga programe în... Ok, în path nu adaugi programe, în path adaugi directoare care conțin programe. Și da, poți să faci. Să zicem că... să încerc eu pacii. Să zicem că vreau să... Asta este o șmecherie pe care poți să o faci. De exemplu, ca să nu tot dau... De ce dau eu punct .ex? Pentru că punct slash și program. Pentru că directorul curent nu este în path. Ce pot face este să zic ceva de genul path egal punct două puncte dollar path. Și în felul ăsta m-a adăugat directorul curent în path și atunci pot să rulez ax fără punct slash. Dar prefer să scriu punct slash întotdeauna pentru că directorul curent se schimbă și practic path-ul va diferi de fiecare dată. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, ne oprim aici. Stați în case, plictisiți-vă, dar rămâneți sănătoși. Pentru că observ că această carantină, izolare, cum vrem să zicem, se extinde, mă voi consulta cu colegii și vom găsi o modalitate de a rula și de a vă și testa munca, pentru că deocamdată nu am făcut-o. O să vă anunț până în sfârșitul săptămânii și vedem ce decizie luăm. Depinde și de ce se mai întâmplă cu numărul de cazuri. Probabil încă vreo 2 săptămâni vor tot crește și apoi sper să se oprească. Deci urmăriți pagina de curs, urmăriți piața, voi anunța acolo ce vom face. Amin. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Ne auzim săptămâna viitoare. Salut tuturor și acum de unde opresc de aici.